Bună seara, stimați telespectatori! Iată-ne în direct la Romi TV, la sfatul psihologului cu Olivia Ciobotaru, psihoterapeut. Bine venit, Bine Olivia! Bine te-am găsit, Eviana! Bună seara tuturor! Suntem, nu știu, puțin după ora 8, dar e bine, am reușit să ne adunăm. Spuneam de data trecută că vom discuta și în această seară despre relații. Da, să continuăm discuția de data despre trecută. Relații, da. Relația de cuplu, relația în familie, relația de prietenie, sunt tot felul de relații. Olivia, de unde vine că într-o relație există relația aia de flori și roz bombon? Da. Și există și nesiguranță uneori în relații. Mm-hmm. De unde vine nesiguranța unuia? Că poate n-are cum să vină nesiguranța la ambii, dar unul poate are o nesiguranță. De unde vine această nesiguranță a unui? Mm-hmm. E o întrebare foarte bună. Păi poate veni din mai multe aspecte, perspective. Poate fi o nesiguranță personală care iese la iveală în interiorul relației de prieteniei, de dragoste. Poate că persoana respectivă este stabilă, are un statut social, profesional sau, eu știu, dacă încă e la școală, bun. Deci se simte stăpână pe ea, are niște competențe, dar poate că intrând într-o relație de dragoste și începând să investească sentimente, e posibil să se ivească niște nesiguranțe de ale sale personale, care nu au legătură cu partenerul. De exemplu, o nevoie de a fi tot timpul liniștit, cum ar veni, unde este celălalt, ce face, dar se spune că este iubit, că este o persoană importantă, de exemplu. Deci câteodată depinde și dacă am avut o relație din înainte care a fost mai, eu știu, care ne-a făcut să suferim și nu ne-am vindecat rănile. E posibil ca aceste răni nevindecate să le aducem în noua relație și, eu știu, dacă am avut înainte un exemplu așa, un partener gelos pe noi sau un partener mai posacă, care nu prea ne dădea atenție sau era un pic așa una caldă, una rece, posibil ca în relația nouă, actuală, noi să venim cu bagajul din trecut, dar dintr-un trecut relativ recent, să zicem, da? Și atunci să fim un pic nesiguri și să insistăm pe lângă partenerul nostru să ne dea dovezi de iubire, da? De prezență, eu știu, de ascultare, de ajutor, de exemplu. Sau alte ori poate fi chiar o nesiguranță dată de efectiv partenerul nostru nu ne demonstrează suficient cât ne iubește, cât ne este alături. Poate că nu ne iubește cum avem noi nevoie, poate ne iubește cum știe celălalt să ne iubească. Și atunci, pe de o parte, a trebuit să învățăm să comunicăm cu celălalt și să-i spunem cam ce ne place, cam ce ne face fericit în general într-o relație și să vedem dacă celălalt ne ascultă și este dispus să ne și iubească în felul nostru oarecum, dacă ar fi așa să o luăm, da? De exemplu, dacă este un partener care noi cerem, eu știu, să fie un pic mai tandru sau un pic mai romantic sau mai romantic sau așa, și celălalt spune, dar asta nu este felul meu, și atunci, ok, nu este felul celuilalt de a fi, dar ținând cont de cerința partenerului, poate că putem să fim un pic în felul nostru și să-i venim un pic pe plac, un pic așa, da? Adică relația de cuplu ne cere și o străduință din partea noastră. De ce este așa de importantă? Toată lumea vorbește despre dragoste, de când e lumea și pământul, pentru că acolo sunt niște forțe invizibile care încep să se miște, ceva ce nu se mișcă în alt gen de relații, în niciun fel de alt gen de relații, poate doar în relațiile cu părinții noștri, cu mama și cu tatăl nostru, ca să zic așa.
pentru că de la ei învățăm ce este iubirea. Așa, iubirea, noi cum să iubim, învățăm în familie, de la părinții noștri. Și din relația părinților noștri cu noi, și din ceea ce vedem părinții noștri cum se iubesc între ei, părinții noștri, bunicii noștri. Se zice că fiecare dintre noi are un rezervor al iubirii, da, nu? Da. Și dacă un partener nu înțelege și nu pricepe care e rezervorul de iubire a partenerului, cum să celălalt, umple, nu? Da. Cum să umple acel rezervor, da, nu reușește cumva să fie într-o simbioză și să, da, să da, meargă, așa este, da, meargă pe aceeași linie, pe același ideea, drum. Imaginea cam așa, da, ca un rezervor. Ca da, un rezervor, trebuie să ne cum chinuim să umplem. Umplem. Important e să nu fim pe zero, să nu fim pe minus, pe jos. Să stea pe mai linia de da, putere sau să mai un pic, la un pic jumate, mai sus. Un pic mai sus, ar fi cel mai bine, da. Care sunt semnele unei relații, unei disfuncționalități în relație? Uh-huh. Păi cum ne simțim noi? Cum ne simțim? Adică începem să ne simțim obosiți, frustrați, mai irascibili, mai iritați, începem să fim un pic mai nervoși, începem să evităm anumite, să mai vorbim despre anumite subiecte, pentru că tot timpul aduc la aceleași certuri, adică nu se rezolvă acele, eu știu, văicăreala. Nu văicăreala, că este bună și a ne plânge, da? A ne exprima efectiv, eu știu, frustrarea, oboseala, dar dacă lucrul acesta se repetă și fără a se rezolva într-un anumit fel, mai sunt unele persoane care nu pot fi consolate efectiv, adică sunt mai, eu știu, mai au un mod de a-și manifesta frustrarea care de fapt îl revarsă foarte mult asupra celuilalt, cam tot revarsă asupra celuilalt, fără să țin un pic cont și de celălalt, iar celălalt se poate simți inundat sau se poate simți responsabilizat, adică tot timpul să fie mai mult un sprijin pentru cel care este, eu știu, mai slab, mai bosunflat, mai, da? E, și atunci nu mai este un dezechilibru acolo între energie, adică unul, cel care dă și cel care ia, poate că e unul mai mult care dă, da? Unul mai mult care ia, când ar trebui să fie așa, mai reciproc, cum ar veni, dar fără a ne gândi la un procent, care dă mai mult sau care dă mai puțin, pentru că relațiile nu sunt niciodată 50%. Din contră, pot fi chiar perioade din viața noastră în care unul să dea, eu știu, 20%, iar celălalt să dea restul de 80%. Asta că să ne gândim în momentul nașterii, când femeia naște și toată perioada de după naștere, de exemplu, da? Nu prea femeia nu mai poate fi, nu mai poate sta într-un cuplu în momentul respectiv. Olivia, uneori, da, să nu fie foarte, foarte des, că e grav, dar în relație mai intervine și trădarea. Ce este trădarea și cât de dureroasă este? Trădarea este atunci când noi îl delegitimăm pe celălalt, adică nu mai respectăm acordul inițial. Acordul, dacă ar fi să ne gândim la relațiile de cuplu, că este vorba despre căsătorie sau că este vorba de conviețuire sau efectiv de o relație cu angajament, aici vorbim, da? Chiar dacă nu se locuiește împreună, tot poate fi vorba despre o relație cu angajament și cu o investiție reciprocă. Dacă se întâmplă trădarea, în ce sens? Că poate fi trădarea, poate fi pe mai multe feluri. Trădarea efectiv sexuală, adică efectiv celălalt se culcă cu altcineva, sau poate fi trădarea inclusiv când vorbește cu altcineva, deci nici măcar nu este un aspect sexual, corporal, să spunem, de carnal, care s-a întâmplat, da? Poate fi că, poate că vorbește cu cineva, are niște confidențe, eu știu, cu un coleg, o colegă de servici,
care devin mai intime, de exemplu, da? Și atunci și ne gândim un pic la celălalt. Adică atunci trădarea este o încălcare, o rupere a acestui acord inițial care se face și de obicei este un semn a unui dezechilibru, a unei probleme în acel cuplu. Și trădarea poate fi și un semn că acordul inițial al cuplului nu mai este valabil și ar trebui reînnoit, ar trebui modificat. Dar persoanele, în loc să încerce să înfrunte conflictul pe care poate să-l aibă în familie, în cuplu, de exemplu, sau poate că au încercat în felul lor, atunci caută alte căi, da? Alte căi de a suplini nevoia de afecțiune, nevoile erotice, efectiv, nevoia de apartenență, nevoia de a fi admirat, admirați, de exemplu, și atunci se întâmplă trădarea. De ce se trădează și atunci când se iubește? Pentru că spune, eu îmi iubesc nevasta sau îmi iubesc partenera, ori da, partenerul, da, dar simt nevoia să-l trădesc, adică nu să-l trădesc, simt nevoia să mai merg și cu altcineva. Okay. De ce se ajunge la... Dacă ar fi să ne gândim la familiile, la modelul de familie tradițională, cum era înainte și care încă mai este ca și tipar, mai ales în rândul bărbaților, pentru că pe măsură ce femeile s-au emancipat, adică rolul femeii nu mai este așa de fix și de stabilit în societate cum era înainte, pe vremea mamelor, pe vremea bunicilor noastre, identitatea bărbatului se modifică, că este vorba despre bărbatul român sau că este vorba despre bărbatul occidental, hai să zicem că suntem aici în Italia, mai greu, se modifică mai greu, mai ales în țările balcanice, în țările latine. Iar odinioară femeia, deci era pe niște arhetipuri, da? Adică era arhetipul, soția era o mamă, da? Era mamă, devenea mamă și atunci este vorba și o, cum să spun eu, o diferență, o scindere, cum să spune românește, între Madonna, la Madonna, cum ar veni, da, Fecioara Maria, cum ar veni așa pusă femeia, pusă pe un piedestal și prostituata, care nu ne referim aici la, vorbim de arhetipuri, nu ne vorbim la prostituată, ci le referim la femeia liberă, spirit liber, liberă din punct de vedere sexual, dar care nu era bună pentru căsătorie, de exemplu. Și aici unde vreau să ajung cu această premiză? Al faptul că în subconștientul colectiv masculin, deși mulți bărbați o să spună că nu este adevărat, că ei iubesc, apreciază femeile emancipate, femeile moderne, femeile care, eu știu, sunt independente și știu să-și aleagă singur viața. Și în biologia, efectiv, a biologia noastră a bărbatului și a femeii, bărbatul pentru a-și întemeia o familie are nevoie, deci din punct de vedere și inconștient, dar și conștient, efectiv, de o femeie care să fie stabilă, da? Adică femeia lui să fie numai femeia lui. Ce se întâmplă? De multe ori, clar, acum când bărbații se căsătoresc sau când se îndrăgostesc, sigur că este atracție, sigur că este pasiune, este admirație, este stimă, toate cele. Dar ce se întâmplă la un moment dat? Că este posibil că de-a lungul conviețuirii a relațiilor dintre cei doi, atunci femeia să stea mai mult în rolul de mamă, adică mamă și fără copii, adică să devină un pic mama lui, să fie un pic mai maternă cu el, să-l cocoloșească și poate că lui chiar să-i placă lucrul acesta, pentru că nu e ceva ce-l împiedică sau ce-i stă în calea bărbăției lui, ci din contră, da? Se simte ocrotit, se simte protejat, se simte gândit.
de celălalt, da? Dar dacă aspectul erotic începe încet, încet să lipsească, să se micșoreze, pentru că femeia se relaxează, eu știu, în relație, aspectul de mister, de exemplu, da? Poate că femeia, odată cu uivirea copiilor sau cu mai multe roluri care sunt deplinite, poate că are, eu știu, părinți de care trebuie să aibă grijă sau, eu știu, tot felul de situații, dacă aspectul erotic de al dorinței nu este neapărat legat de aspectul sexual în sine, cât bărbatul are nevoie să viseze și să fie inspirat. Femeia trebuie să... Pentru bărbat, femeia este muza lui. Da? Dacă femeia reușește să comunice cu el deschizându-și inima, da? Nu să încerci să comunice cu el prin logică, deci pe limbajul bărbatului. Da? Pentru că bărbatul asta face toată ziua. De dimineața până seara, el așa este, așa funcționează, așa este el în viața lui. Dacă aspectul de mister, de senzualitate, de feminitate este prezent, de dulceață, de tandrețe, de exemplu, el o să rămână atras de această femeie. Da? Deci aici nu vorbim de neapărat un aspect estetic, ci este un aspect al femeii de a fi. Deci de a fi ea în lume, cum ar veni, da? Și în relația, de a fi în relația cu bărbatul ei. Dacă lipsește acest aspect, eu știu, prin care el să se simtă important și ea să-l stimeze, așa, atunci poate că el poate să caute în afară ceea ce îi lipsește. Și asta este valabil și invers, și la femeie, da? Adică și femeia poate căuta în afară ceea ce îi lipsește, să fie dorită ea, să se simtă dorită de bărbatul ei, să se simtă apreciată, cum ar fi, să se simtă tratată ca o regină, ca o prințesă. Și aici nu ne referim de a, eu știu, cel mai scump restaurant, dar și trebuie să înțelegem că relația de cuplu ar trebui să fie ceva de exclusivitate, un gen de relații care nu există. Da? Noi nu putem să ne comportăm cu femeia noastră așa cum ne purtăm cu colegii ca bărbat, așa cum ne purtăm cu colegii la servici sau cu sora sau cu mama sau cu fratele. Este altceva. Nu este nici mai sus, nici mai jos. Este altceva și viceversa. Adică și femeia, nu? E, și cum facem noi ca lucrul ăsta să se mențină în timp? Da. Cum facem să-l menținem în timp? Pentru că dacă, știi, femeia oricum zice, eu și lucrez, am și casă, am și copii, da, oricum, da. În familie aportul este mult mai ridicat decât, sigur, a bărbatului. Așa este. Și acum e altă problemă. Când o femeie are responsabilitatea copiilor, și bărbatul are responsabilitatea copiilor, dar mama e mai mamă, mai cloșcă, așa, nu? Femeia va munci mai mult ca bărbat. Nu contează cât de mult are, cât de mare are. Uneori mai e și obosită, uneori mai miroase și a sarmale, stă în bucătărie. Da. Deci nu poate să fie, vai, știi, vine soțul, închid bucătăria, mă duc, îmi fac duș, mă aranjez. Deci eu cred că trebuie o acceptare și în același timp, pe măsură ce înaintează într-o relație, celălalt trebuie să se îndrăgostească de defectele celuilalt. De toate părțile. Și să le accepte în primul rând. Să accepte mai ales părțile care nu ne plac, mai ales părțile acestea inconfortabile, care pot fi legate exact de ceea ce spui tu, de oboseală, de plictiseală, de îngrășare, de slăbire, de în care femeia n-are chef să iasă sau n-are chef să se aranjeze o zi, două, trei. Pentru că se spune că pe femeie, ca rol al femeii și în identitatea femeii, este așa o presiune, da? Socială, să aibă unghiile făcute, să aibă părul, să aibă aia, să aibă aia, să aibă aia. Poate că nu i-a spus nimeni în mod special să facă asta, dar noi trăim în mijlocul oamenilor și femeia începe să-și dea seama de tânără, de când e adolescentă, că dacă este un pic mai îngrijită, dacă își pune un pic de ruj sau dacă își pune o rochiță sau eu știu ceva care o avantajează, atrage mai mult privirile.
Da? Ei, dacă ea, în timp, de-a lungul anilor, depășește această stare și începe să facă lucruri pentru ea când dorește ea și fără să se mai gândească la părerea celorlalți. Dar să se detașeze, nu că nu ne interesează. Noi trăim în mijlocul oamenilor și ne interesează oricum nu contextul în care trăim. Și dacă atunci ea o să fie mai tolerantă cu ea, așa, mai drăguță cu ea, mai răbdătoare cu ea, mai puțin exigentă cu ea însăși. Asta o să se transmită și în familia ei și mai puțin focusată pe datorii, exact, în familii, de exemplu. Poate chiar mai puțin, și poate că multe femei nu o să fie de acord, mai puțin focusată pe curățenie, pe gătit, pe mâncare, pe femeia se pune mereu pe ultimul loc, cam așa ar fi, da? Și dacă femeia reușește câteodată să-și găsească un spațiu și cu sprijinul partenerului sau cu alte ajutoare prin care ea să-și găsească un pic de timp pentru ea, cât să se resfețe, cât de puțin, da? Și iar acest timp să nu fie odată la 3 luni în care, eu știu, poate să-și facă și ea o baie sau să se ducă odată să iasă la o plimbare. Ce mai degrabă momente mai dese și scurte și puține decât mai rar și mai mult. Da? Uite, avem un telespectator, a interacționat și data trecută cu noi, Liviu Valentin Burgheu, spune trebuie să fie o bază, apoi o susținere. Care este baza într-o relație ca să nu se producă trădarea? Păi baza ar fi încrederea. Încrederea, stabilitatea emoțională a celor doi și prietenia. Prietenia dintre cei doi. De multe ori când mai lucrez și la cabinet, mai ales cu femeile, și când le spun femeilor că baza unei relații, să zicem, satisfăcătoare, este prietenia dintre cei doi, multe femei spun, dar eu nu m-am gândit așa, eu cred că atracția, na, dorința, chimia. Atracția e la început, da, că și ochiul vrea partea lui. Dacă spun la prietenie, nu mă refer la ceva plictisitor, din contră. Dacă noi, de exemplu, ne imaginăm cu partenerul nostru de viață că putem să stăm peste 20 de ani, 10 ani, să ieșim așa într-o zi ploioasă, când toate magazinele sunt închise, nu avem bani, eu știu, suntem un pic obosiți și să ieșim să ne plimbăm sau pur și simplu să stăm de vorbă și să fii cu ceva cu plăcere. Deci la asta ne gândim la prietenii, da? Adică să avem ca un fel de, cum s-ar spune, ca un fel de tovarăș, camarad, prieten, pentru care simțim o stimă, un respect și atunci și dorință. Da? Și asta ar fi baza, pentru că atunci când este o prietenie de genul ăsta, cu încredere, atunci se dezvoltă intimitatea emoțională, iar intimitatea emoțională este mult mai importantă decât intimitatea sexuală. Multe persoane o confundă cu atracția și cu chimia. Am vorbit, ne-am conectat pentru că ne înțelegem foarte bine, ne înțelegem din privire, dar ei nici măcar n-au vorbit bine între ei, adică nu și-au pus întrebări despre viața lor. Da, multe femei, în special femeile, primesc foarte ușor un bărbat în patul lor și în corpul lor, fără să-și dea seama că, efectiv, experiența sexuală nu este doar o experiență sexuală, este o experiență mult mai puternică, corporală, spirituală, este o experiență mentală care influențează foarte mult. Iar când o femeie, vorbim de o femeie, nu de o adolescentă, da? Se bazează, pune pe primul loc atracția, chimia sexuală, fără a pune acele întrebări necesare. Dar tu cum ai trăit? Cum au fost relațiile partenerului de dinainte? Și să aștepte răspunsurile, da? Ce relație are cu părinții lui, cam ce relație are cu falimentul în general, da? Care sunt experiențele de viață importante pentru el, cam de ce este frică, de exemplu, sau dacă a avut niște momente în viața lui în care a fost frică și pe care l-a depășit, să-și aștepte răspunsurile. Da? Dar foarte multe femei nu fac acest lucru.
și intră deja într-o relație și încep să investească. Se tem de adevăr? Da, se tem de adevăr, de obicei proiectează niște fantasme, niște, cum să spun, fantezii ale lor pe persoana din față înainte ca să o cunoască, adică nu încearcă să o cunoască. Acest gen de întrebări nu înseamnă că îi facem un chestionar, nu îi facem un interrogatoriu, da? Este să fie așa într-o discuție lejeră, dar, de exemplu, dacă am fi în tren, de exemplu, am luat trenul și ne-am duce undeva și stăm în compartiment, în vagon cu cineva, suntem foarte curioși să-l întrebăm pe omul din fața noastră, să-l cunoaștem, da? Da, dumneata, de unde vii, unde te duci? A, dar ce, cu ce te ocupi? A, și locuiești acolo, da? Deci, paradoxal, cu cât distanța emoțională sau, eu știu, socială este mai mare, suntem curioși. Da? Sau dacă v-ați gândit vreodată în avion, da? în aeroport, același lucru, da? Suntem curioși și punem întrebări atunci. Și atunci nu ne este teamă că am fi prea, eu știu, prea băgăcioși, da? Dar în schimb, când cunoaștem pe cineva, deja ne deschidem inima, sufletul, fără să punem niște întrebări. Să punem întrebări și să vedem mai ales răspunsul, reacția. Asta este mai important, pentru că o persoană, un bărbat, dar să știți că acest gen de interacțiune este valabil și invers, da? O persoană care este degajată și este în general bine cu ea și a înțeles ceva despre viața ei, o să reușească să zică, da, o să vorbească și despre eventuale eșecuri, greșeli sau, eu știu, provocări. Și despre ceea ce a învățat dintr-o relație, pentru că nicio relație precedentă nu poate fi doar rea. Da? Olivia, crezi că se poate ierta o trădare? Da, se poate ierta o trădare. Dar nu se uită. Cred că femeile, acum, conform statisticilor, în special psihoterapeuților specializați pe terapii de cuplu, am văzut americanii că ei au făcut efectiv statistici legat chiar de trădare. Conform statisticilor, femeile sunt mai înclinate să ierte și să treacă peste mai mult decât bărbații. Și în momentul când se produce așa zisă iertare, eu nu cred în iertarea aceea așa definitivă, cum să spun, plină. Crezi că se poate relua de la capăt sau se poate continua, că nu se poate relua de la capăt, dar se poate continua de acolo, de unde s-a rupt, să zic. Da, se continuă și ca și cum nimic n-a fost sau există tot timpul? Nu se continuă ca și cum nimic n-a fost. Câteodată cuplurile încearcă atunci, pentru că sunt într-o criză, au copii, eu știu, au afaceri împreună și atunci impactul este extrem de mare, violent, poate că este ceva efectiv în fața ochilor, deci nu ceva ce nu se poate ascunde și suferința este mare. Și atunci încearcă să facă terapie de cuplu. Și dacă cel care a trădat are remușcări și își dorește să recupereze această relație și își dorește să facă toată munca necesară în demersul acesta, adică remușcarea, vinovăția, rușinea, stânjeneala, efectiv să-și recunoască, să-și asume responsabilitatea și să vorbească despre ce anume îi lipsea din acea relație. Asta nu este o justificare, da? Și dacă există acea disperare, da, de a nu pierde pe celălalt, pentru că poate că unul dintre ei amândoi își dau seama că se iubesc foarte mult, dar nu știu cum să stea împreună, da? Și atunci poate că ar fi posibil, dar trebuie un pic lucrat pe treaba aceasta. Pe elaborarea, cum ar veni, este un fel de doliu, relația dinainte, ca și cum moare, ca să nască altceva pe deasupra ei, da? Nu că moare, că nu mai sunt împreună. Poate că e trădarea, câteodată este ca o ruptură. Moare încrederea. Moare încrederea, sigur. Păi încrederea atunci dacă moare, mai putem să o mai... reconstruim? Câteodată da, câteodată nu. Nu mereu terapia de cuplu înseamnă
rezolvarea problemelor. Câteodată terapia de cuplu poate ajuta la despărțire, ca cei doi să se despartă, mai ales în cazul în care sunt și copii la mijloc. Știi ce am observat eu așa în lumea asta așa? Că cel care a greșit, deci cel care a fost iertat pentru că a trădat, nu durează mult și tot el pică în păcat. Cum se face? Cel care iartă, tot el iartă a doua oară, a treia oară, s-a obișnuit cu ideea. Da, asta cred că este mai ales în cazul bărbaților. Da, pentru că poate a fost iertat prea ușor, nu a trecut prin purgatoriu, prin toate chinurile iadului, cum ar, că așa ar trebui să treacă, nu ar trebui iertarea făcută ușor, pentru că dacă imediat m-a iertat, atunci o să o mai fac. Dar aici nu este vorba numai despre, deci efectiv nu e trădarea sexuală, este o trădare a încrederii. Și dacă cineva ne-a trădat încrederea și noi foarte ușor îl primim sau o primim înapoi, nu este un semn de forță. Iar bărbații care acceptă ușor o femeie ca să poate să stimeze un bărbat și efectiv să-l admire, are nevoie de un bărbat care să aibă niște valori morale înalte și care să nu se lase ușor înduplecat, nu știu cum să spun, da? Noi nu vorbim de un bărbat autoritar, ci un bărbat cu o forță morală, cu o stabilitate, adică nu poate fi, eu știu, cumpărat ușor, la asta ne referim. Și atunci femeia apreciază foarte mult un astfel de bărbat. Olivia, văd, mă refer în mediul online, deci pe rețelele sociale, văd așa la profilele unor indivizi, de obicei la bărbați, relații într-o relație deschisă, nu? Unii spun căsătoriți, unii spun single, unii spun într-o relație deschisă, alții spun într-o relație complicată. Ce este de fapt relația asta deschisă? O chestie de trădare pe față, așa, adică suntem deschiși la orice, azi cu tine, da, mâine. Despre ce, care să înțelegem despre ce categorii, cam ce vârstă crezi că ar putea să aibă astfel de... De la 40. Da, este nouă adolescență. Da. De la 40 la 50 de ani, cum să spunem, psihologie... Când am făcut specializarea, mi-aduc aminte, aveam un maestru, un profesor care spunea că dacă nu am făcut revoluția, protestarea, dacă nu am protestat bine în adolescență, atunci o să facem mai mari, de la 40, 30, 40 de ani încolo, da, la rebelionele adolescențiale. Nu pe românește popular, a doua tinerețe. A doua tinerețe, da, dar dacă nu am trăit... anumite lucruri care trebuiau trăite în perioada aia, în adolescență, da? Ei, asta cred că ar fi, acum ca o paranteză, e și frica de moarte. Pentru că noi nu prea mai vorbim azi despre moarte. Da? Pe vremuri când societățile erau foarte mult rurale și se trăia la țară, da? Asta cam în toată lumea, omul era mai conectat cu natura și era conectat cu copacii, cu pământul, cu animalele, cu cerul, cu casa lui, cu locul lui, iar moartea făcea parte din, deci cum era vorba aceea, suntem țărână și tot în țărână, din țărână ne-am născut și din țărână ne întoarcem, da? Moartea era prezentă, efectiv, dar omul nu era angoasat pentru că este că o să moară, omul știa, bunicii noștri, poate vi s-a întâmplat și vouă, bunicii noștri odinioară aveau totul pregătit pentru când de multe ori la țară, când trebuiau să... Aveau sicriu, aveau bani puși deoparte, uite, mama, acolo te duce, asta, adică era un lucru natural, face parte din viață, da? Și atunci nu erau pe vremuri, bunica să se ducă cu unul mai tânăr, că a murit bunicul și ea stătea, avea grijă de nepoți, avea viața, avea o viață a ei, da? Că avea două roșii acolo și plivea în grădină, mai punea doi cartofi, mai făcea o mămăligă, era foarte mulțumită, era împăcată cu ea. Ei, oamenii în ziua de azi nu mai sunt așa împăcați cu ei. Ei alergă ca niște titirezi, așa, în jurul mesei, îmi vine să spun, da? Alergă de colo-colo ca să facă, nu doar că societatea occidentală ne face să alergăm mai mult, alergă pentru alții, nu prea alergă pentru ei.
în sensul de a-și trăi o viață și ei ca să, de multe ori ca să se simtă vii, da? Ei, atunci lumea e mai modernă în ziua de azi și vreau și eu să stau așa într-o relație deschisă, de exemplu, da? E, ce înseamnă relația deschisă? Înseamnă eu și o spun pe șleau, adică o spun că, uite, înseamnă relație deschisă, înseamnă o relație în care nu am niciun angajament. Pot să fiu, am doar o investiție de moment, când putem ne vedem, vreau să fiu liber, vreau să fiu liberă, da? Pentru că este valabil și la bărbați și la femei. Ne luăm ce putem să ne dăm pe momentul respectiv. Deci este ca un schimb de servicii, cum ar veni, da? Deci investiția este doar sexuală, atâta tot. Erotică, sexuală, este o refulare de moment. E ca și cum ne e foame, ne este sete, este o eliberare a impulsurilor carnale, al impulsurilor erotice, ale impulsurilor afective, dar este ceva de moment care nu ne umple niciodată, pentru că pe moment suntem satisfăcuți, dar a doua, a treia zi sau eu știu, deja intervine dependența, începe să se elibereze dopamina și vrem încă o altă doză de atenție. Da? Asta pentru că omului este frică să se mai implice, poate că omul a avut anumite experiențe nefavorabile cu femeile dacă e bărbat sau invers. Poate că chiar are o frică subconștientă de femei în general. Poate că are, eu știu, 40-50 de ani și acum mai este și fixația multor oameni, bărbați și femei, cu sportul. Deci, care este un lucru foarte bun că vrem să arătăm bine față de, eu știu, vârsta noastră. Acum, rata trăirii noastre s-a ridicat foarte mult. Adică multe persoane la 70-80 de ani sunt în putere, merg cu bicicleta, fac sport, este foarte bine. Dar această dorință, această fixație către tinerețe, da? De multe ori este vorba despre bărbați care își aleg partenere mult mai tinere, iar femeile de 30 de ani, care inclusiv sunt atrase de bărbați mai mari și cu 20, cu 10, cu 20 de ani, gândindu-se că sunt maturi față de cei de o seamă cu ele și așa se simt protejați, ca și cum ar fi, s-ar simți protejați de tata. Pentru că i-a lipsit figura paternă, poate să... Da, e posibil, poate fi o ipoteză, trebuie văzut de la caz la caz. Dacă nu i-a lipsit în totalitate, poate că a fost o figură paternă un pic ambiguă. Adică câteodată a fost, câteodată n-a fost, iar ea nu prea a înțeles bine cam ce înseamnă o figură masculină, da? Cam ce poate să facă bărbatul. Poate că este vorba despre acei tați care au fost din punct de vedere financiar o bună stare, nu i-a lipsit nimic, a învățat, hăinuțe a avut, mâncare a avut, poate și au fost și în excursii, în vacanțe, dar poate că a fost un tată care nu prea a vorbit cu ea, nu prea au făcut activități împreună, de exemplu. L-a văzut poate chiar puțin, poate că chiar tatăl ei era ocupat, da? De exemplu. Și atunci este într-o căutare, să spunem, e posibil, dar acum azi nu vorbim așa, este pentru fiecare caz. Vorbim așa, în general vorbim, da? Da, noi vorbim pe orice subiect. Da, 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 generalizăm, general. Să nu credeți că este vorba despre etichete sau despre reguli. Olivia, de exemplu, când o femeie intră într-o relație și bărbatul îi spune, păi, să avem o relație deschisă, și ea acceptă pentru că e puțin credulă sau acceptă pentru că... Este o bună întrebare. S-ar putea să fie și ei comod. Câteodată femeia vrea să-l schimbe pe bărbat. O să spună, dar nu e chiar așa, nu prea crede ceea ce spune. Da, pentru că ea se simte sigură pe ea și zice, o lasă că eu îl schimb. Da, sau de multe ori noi nu prea, exact ce spuneam și înainte, nu-l ascultăm bine pe celălalt sau nu luăm în serios ceea ce celălalt ne spune. Omul spune, domnule, eu nu vreau să mă implic, am ieșit dintr-o relație, e bine să fiu așa, vreau să stiu mai liber, vreau să respir, nu știu ce.
Iar ea zice, oh, ok, el o tratează frumos, e galant, e atent cu ea, ies împreună, fac sex, se duc, se poartă ca și cum ar fi iubiți, da? Dar asta înseamnă doar că el se poartă frumos cu ea. E o investiție de atunci și pe acel moment. Ei, atunci ea poate să aibă o senzație că dacă el o tratează așa, poate că și el s-a implicat și poate că și el este, eu știu, îndrăgostit de ea și atunci poate că ceea ce i-a spus el la început parcă nu e chiar așa, pentru că el e drăguț cu ea, da? E galant, e atent, e respectos, da? De multe ori femeile nu înțeleg când bărbații și femeile nu suntem focuți la fel. Bărbatul poate face sex cu o femeie și chiar pentru mult timp fără să se implice emoțional cu ea. Pe când o femeie nu. Dacă o femeie, când o femeie începe să facă dragoste sau să facă sex cu un bărbat, atunci ea începe să secrete oxitocină și începe să se lege de acel bărbat. Cu cât îl vede, chiar dacă ea va spune că nu este așa, dar începe să se gândească la el. Olivia, cum este mai bine în viață? Să iubim cu mintea sau să iubim cu inima? Ce frumos! Să iubim cu amândouă, să iubim și cu mintea și cu inima, să le punem pe amândouă cap la cap. Să le conectăm. Adică dragostea e câteodată ne lovește, da? Se întâmplă. Da, să ne și gândim, să ne și întrebăm dacă această relație este bună pentru noi, ne face să ne simțim bine, ne face să ne simțim mai liberi, mai bine cu noi, mai în largul nostru. Atunci ăsta ar fi întrebat, atât este suficient. Nu este nevoie să știm mai mult. Da? E suficient chiar asta. Și apoi lucrurile vor veni de la sine, în sensul că după aceea nu este necesar ca noi la început, când intrăm într-o relație, să, de multe ori dacă suntem anxioși sau ne pălește frica, cum s-a spune, am vrea să știm ce se va întâmpla, cum va fi și am vrea să direcționăm așa relația, să-i dăm un făgaș. Dar atâta timp cât avem o viziune a vieții comună și atâta timp cât este de partea cealaltă o persoană care are un serviciu stabil, are o viață stabilă sau eu știu dacă sunt e vorba de doi studenți în sensul ăsta, da? Poate că încă mai merg la facultate sau eu știu, învață, sunt la liceu. Atâta timp cât ne simțim văzuți, ne simțim ascultați, suntem ascultați efectiv, lucrurile vor veni încet încet de la sine, vor căpăta o stradă, îi vom da un făgaș, un drum. Cel care a trădat, nu? Pentru că vorbeam de trădare, cel care a trădat, în momentul când conștientizează că a făcut greșeala vieții, să zic așa, da, și ar vrea să recupereze raportul, ce ar trebui să facă ca să poată recupera? Pentru, să zicem că celălalt partener nu vrea să audă, nu vrea să-l mai vadă și așa mai departe. Cum ar putea să recupereze raportul cu celălalt? Păi ar trebui să facă tot ce nu a făcut până atunci, să fie dispus la absolut orice. La absolut orice. Nu știm, depinde, ne-ar trebui niște povești. Da, dacă ești disperat și ți-e frică cu adevărat să-l pierzi pe celălalt, vei fi dispus să faci absolut orice. Absolut orice ce înseamnă? Să te umilești, să te ploconești, să îți pui cenușă în cap, să te arăți umil, dar cu adevărat, să îți pară rău și să o simți și să faci niște comportamente diferite. Da? Să ai răbdare tot timpul necesar, poate că câteodată poate ca încrederea să se recupereze, poate dura și un an de zile. Dar dacă deja după 2 luni, haide măi, dar nu mai ierta și tu, haide mă, gata, hai să o luăm de la capăt. Și deja
te-ai enervat că tot tu ai trădat, tot tu e, și mai vii și cu trompă de elefant și da, ceva în genul ăsta, nu înseamnă că îți pare rău. Da, da. E foarte complicat, ca să poți recupera raportul și să o iei din nou cu persoana respectivă, când nu mai există încrederea, în primul rând, da. Și atunci... Da. Eu am mai auzit așa prin lume că spune, păi eu trădez primul de frică să nu fiu trădat, trădez eu primul. De unde vine acea frică să nu fie trădat, trădează el primul? Dintr-o rană de abandon, din copilărie. Deci rana de abandon este legată de părinți, de obicei dintr-un părinte care nu a fost disponibil, nu a fost acolo pentru copilul lui, poate că abandon. Poate și asta a trebuit un subiect în sine, să vorbim despre abandon. Când vorbim despre abandon în psihologie, poate însemna foarte multe lucruri. Nu este numai abandonul în cazul în care părintele efectiv nu a fost prezent în casă, da? Că mai sunt acele situații în care, eu știu, o tânără adolescentă rămâne însărcinată, tatăl, că nu se știe cine e tatăl, sau eu știu, sau să știi și zice, domnule, eu nu vreau să recunosc copilul și nu o să mă intereseze. Ăla chiar este un abandon efectiv, figura, să spunem, a tatălui nu este prezentă. Sau, eu știu, invers, în cazul în care e un copil care a fost trimis la orfelinat, tot abandonat a fost de părinți. Dar abandonul mai este și sub o altă formă în familie, și de obicei sunt acei copii care nu au fost suficient de iubiți de părinți, poate de unul dintre părinți, poate că efectiv trădarea, aventura a fost și acolo un subiect în familia respectivă, pentru că dacă noi avem o mamă și pe care știm că tatăl nostru a trădat-o, a înșelat-o pe mama noastră și mama a stat acolo și a zis și tot a suportat, poate pe vremea lui Ceaușescu, dar inclusiv și acum în zilele noastre, și tot l-a acceptat, tot l-a primit înapoi cu gândul că tot la soții se întoarce, tot acasă se întoarce. El poate, eu știu, pleca în delegații, mai avea câte o gagică, mai avea așa câte una, deci nu neapărat amantă definitivă. Atunci tema trădării este ceva foarte familiar nouă. Da? Și dacă este familiar nou, ceva ce cunoaștem, e posibil ca și noi să facem mai târziu. Nu zic neapărat, poate fi din perspectiva opusă, să ne încrâncenăm și să nu facem niciodată acest lucru. Da? Eu nu voi fi niciodată ca tatăl meu, eu nu voi trăda și într-adevăr nu voi trăda, dar și dacă nu voi trăda, e posibil ca eu să-mi doresc foarte mult să mențin familia unită și să stau în acea familie și în acea relație, indiferent de ceea ce se va întâmpla. Pentru că nu este numai trădarea efectivă. Trădarea poate fi și prin alte aspecte. Trădarea poate fi și legată de bani. Trădarea încrederii poate fi legată și de părinți, tot în cadrul familiei, în cadrul cuplului. Cât de important este pentru un copil, uh-huh, să crească într-o familie senină? Adică să nu vadă trădări, să nu vadă certuri și așa mai departe, pentru că familia este, cum să spun, extemporalul lui pentru viitor. Da, pentru da. Că dacă trăiește într-o familie senină, atunci și el crește și are anumite reguli. Da, și va fi stabil, va fi echilibrat. În momentul când trăiește într-o familie cu trădare, cu absența, să zic, a tatălui, că de obicei tatăl este cel care... Ce repercursiune are asupra copilului? Păi, de exemplu, trăind o trădare în familie și își dă seama că, de fapt, mama a subit, nu? A avut o trădare din partea tatălui. Păi va avea o relație nepotrivită cu încrederea
Adică poate avea încredere foarte repede în oameni sau poate nu va avea încredere deloc. Îi va fi foarte greu să aibă încredere în ceilalți. Și atunci poate să fie prototipul acela care spune trădez eu înainte să fiu trădat? Poate fi și acest lucru, dar nu este neapărat necesar. Da, nu neapărat necesar. Adică prin trădez câteodată ne putem gândi că poate plec eu, las eu, închid această relație. Nu neapărat că eu îl trădez pe celălalt cu... închid o relație când deja celălalt nu mai este disponibil, nu mi-a răspuns, ceva s-a modificat, poate că celălalt este doar un pic rece, nimic mai mult, dar eu deja am pe altcineva, pe fir, da? Deja vorbesc cu altcineva pe dating, deja am număr pe care, da? Deci nu este efectiv trădarea, efectiv doar cea sexuală, da? Și atunci este poate să fie și o incapacitate de a sta un pic singur. E și trecerea dintr-o relație la alta imediat. Este o problemă legată de golul interior, de singurătate. Singurătatea este necesară, dar mulți dintre noi nu știm să stăm singuri. De exemplu, se întâmplă pe relațiile de socializare că încep discuțiile, certurile și așa mai departe de la inimioare, de la like, de la discuții în chat, de la diferite chestii de genul. De exemplu, dacă cineva are o conversație cu o persoană nu într-un chat, se presupune că e o trădare? Ce fel de conversație este? Se spune o conversație de amiciție, spune celălalt, sau, mă rog, vorbesc și eu cu lumea. Când? La ce oră? Ce fel? Subiectul? Subiectul. Sunt căsătorită și mă duc în altă cameră ca să, și în timp ce soțul meu doarme sau cu copiii și așa, și eu vorbesc cu altă persoană necunoscută sau pe care am văzut-o așa și zic, a, ce faci la 10 seara? A, bine, tu? A, uite, să mă uitam la un film. Da? De exemplu. Unde se încadrează acest tip de conversație? Păi, de ce facem așa ceva? Nu poate fi ceva, este un gest de adolescență, de exemplu, da? Dar de ce face? A, nu, că eu doar mă plictiseam. Oamenii de câteodată poate să facă exact din plictiseală, din monotonie, pentru că sunt goi, pentru că sunt anestetizați de responsabilități, de copil, de familie, de nu știu ce, și avem nevoie de aceste mici atenții din mediul, din socializare, care pare că ar fi o conexiune cu celălalt. Nu este absolut nicio conexiune cu celălalt. Nu aceasta este conexiunea cu celălalt, dar de exemplu, de asta spun că depinde. Cum o facem? Pentru că dacă eu ca femeie răspund sau eu știu, scriu cuiva la 10 seara, eu insinuez că sunt liberă, că sunt disponibilă, că sunt singură, că sunt disperată. Foarte multe lucruri pot însemna și depinde câți ani am. Am 15 ani, am 20 de ani, am 40 de ani, am 50 de ani, am 60 de ani. Ce fel de poze pun pe rețelele de socializare? Sunt foarte multe. Când vă spuneai înainte de inimioare, de like-uri, mulți oameni sunt capabili să se certe. Auleu, s-a uitat la o story de-a mea, dar s-a uitat la cineva, înseamnă că gata, mă înșeală, s-a pus un... sau eu știu, femeile în special se gândesc, uite, s-a uitat la mine și mi-a pus like, înseamnă că e interesat. Nu este interesat, pur și simplu stătea pe canapea bărbatul respectiv, tipul respectiv, un pic plictisit, un pic adormit, și dădea și el așa scroll așa, da? Nu este acela interesul înseamnă. Sau mai sunt, se mai întâmplă, sunt acele situații în care stau și câte o lună, două, trei luni și vorbesc pe chat. Da? Și apoi se văd pe webcam, se sună, dar ei nu s-au întâlnit. Dar și-au povestit toată viața lor, de exemplu.
tocmai da? De acest prototip de conversație da. Și de în relația de cuplu, o chestie de genul care spui tu, care ai povestit acum, cât de dăunătoare poate fi, pentru că oricum se resimte. Păi este dăunătoare, relația. Este toxică. Noi când vorbim despre relații toxice, noi ne gândim foarte mult, aș vrea o relație să fie sănătoasă, să nu fie o relație toxică. Dar noi suntem toxici, câteodată ne gândim și noi ce fel de comportamente avem noi și dacă avem comportamente potrivite pentru vârsta noastră, potrivite pentru contextul în care stăm, adică dacă eu mă aflu într-o relație exact liberă, cum spuneam înainte, fără niciun angajament, atunci, conform situației din viața mea din acel moment, pot să fiu liber, liberă, să fac ceea ce doresc, nu? Dar atunci când eu mi-am luat un angajament, este moral, este prin legal, prin căsătorie, da? Atunci eu ar trebui să-mi asum consecințele acțiunilor. Da? Noi învățăm, noi adulții când avem copii, suntem foarte atenți și ținem să ne educăm copiii frumos și să învățăm pe copii că comportamentele lor au niște consecințe, dar în același timp noi tindem să uităm să facem același lucru. Da? Pentru că ne lăsăm purtați de val și pentru că de multe ori este ceea ce fac oamenii din jurul nostru. Este tot mai frecvent acest tip de comportament. Eu cred că lumea, de exemplu, socializarea pe internet astăzi, în mediul online, mai ales cum se cunosc bărbații și femeile sau bărbați, femei între ei, din punct de vedere al iubirii, s-a înrăutățit foarte mult. Și ne-a înrăutățit, nu știu cum să spun, comportamentele noastre. Nu prea mai știm să ne mai relaționăm cu celălalt. Da, ca să putem atinge totul așa, în minim detaliu, ne-ar trebui multe zile și multe da, ore da. Ca să stăm de vorbă, așa cum cam fiecare seară cu tine timpul da. A zburat, suntem pe final de emisiune, mulțumesc încă o dată. Eu îți mulțumesc cu drag, ne vom Eliana. Întâlni da. Săptămâna viitoare. Până atunci vă spunem la revedere. Ați la revedere urmărit tuturor. O emisiune finanțată de Departamentul Românilor de Pretutindeni. Mulțumim pentru acest ajutor Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Mulțumesc, Olivia. Mulțumesc, Eliana. Unde mulțumesc poți tuturor. Fi contactată? Păi, oliviaceobotaru@gmail.com. Mă găsiți, este suficient să scrieți nume, prenume online, mă găsiți, scriu pe o platformă, am un site, oliviaciobotaru.com, mă găsiți acolo, puteți să-mi scrieți. Ai și un cabinet al tău? Da, am un cabinet la Roma, este în zona, la metrou Cipru, da? Oamenii îmi pot scrie și... Și dai da, adresa da. Și... Sau lucrez online, da. Sigur. Mulțumim pentru tot, Olivia. Mulțumesc și eu cu drag. Pentru data viitoare așteptăm sugestiile dumneavoastră ca să reușim să alegem o temă, un subiect, așa cum cu drag, sigur. Am făcut și până acum. Și vom discuta pe larg. La modul general despre relații, despre relații, despre imigrare, despre viață, viață în general, da. Despre impactul psihologic asupra oamenilor cu probleme de sănătate, am putea discuta. Da. Sunt foarte, foarte multe subiecte. Sunt foarte subiecte. Multe. Vă așteptăm și cu indicații, cu sugestii, cu povești ale voastre de viață, cu tot ce doriți. Suntem aici. Până atunci vă îmbrățișez, vă îmbrățișăm și vă dorim noapte bună, la revedere, pe săptămâna viitoare. Noapte bună, la revedere!